prins până peste cap cu hârtiile, avea de pregătit documentația pentru câteva proiecte, însă chiar și așa, poate și din cauza faptului că suntem din aceeași comună și chiar din același sat, nu m-a refuzat și bine a făcut, pentru că a mers și cu spectacolul la domnia sa și a avut norocul că i-au trecut și proiectele. Primarul Comunei Udești, domnul Cristea Ostrovan! Bună seara! Mulțumesc organizatorilor și mulțumesc o remarcă a unui preot care a făcut-o aici. Mulțumesc sufletului acestei 10 pentru folclor, lui Zâna Bursan, care se trage din același sat și mă bucur că este din comuna mea. Eu îi urez succes în continuare și 10 pentru folclor înseamnă mult pentru copii și mult pentru cei care îl ascultă. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și eu. Am să vă rog să treceți în partea aceea către domnul vicepreședinte Dumitru Irimia pentru a semna în tabel pentru aceste plachete și, desigur, am să rog pe colegele mele de la ansamblu artistic Ciprian Porumbescu să dăruiască aceste frumoase flori pregătite de către sponsorii evenimentului, depozitul de flori, Simfonia Florilor din Suceava. Am să vă rog să fiți la fel de generoși cu aplauzele și pentru cea care are grijă ca eu să mă prezint de fiecare dată frumos în fața dumneavoastră și dacă într-adevăr acest lucru se întâmplă așa și nu altfel, am să vă rog să o aplaudați din toată inima pe managerul Salonului de Înfrumusețare Bellissima din Suceava, Nicoleta Pop. Mulțumim foarte mult! Și nu în cele din urmă, vreau să mulțumesc casei de modă Janis din Suceava pentru ținutele minunate pe care mi le pregătesc de fiecare dată. Am să vă rog să-i aplaudați și pe ei. Cei care au tot vorbit despre 10 pentru folclor au vorbit cel mai